Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A doua știre ca importanță în România, după ceea că Andrew Tate s-a urcat pe scena de la Beach Please, este tentativa de asasinat împotriva lui Donald Trump. Bine zis tentativă. A fost sau nu a fost? Ce, tentativă? Da. De asasinat? Ești conspiraționist? Eu sunt conspiraționist în treaba asta. Am senzația că a avut o pocnitoare la ureche. Da. Și că... Băi, au murit niște oameni. Adică a murit un om în public acolo. E cam complicat, cred, să organizeze. Da, dar miza e președinția Statelor Unite. Adică da. Nu e ca și cum... Mă rog, era oricum în față în sondaje Donald Trump. Dar pornind de la... Adică, mă rog, dacă e să luăm lucrurile așa cum par acum sau cum suntem aproape siguri că s-au întâmplat, a fost o tentativă de asasinat care a fost și filmată din multiple unghiuri. Uluitor ce s-a întâmplat acolo. Oricum, americanii par să aibă o tradiție din asasinarea președinților, a candidaților la prezidențiale. Nu s-a mai întâmplat de mult, totuși. Da, nu s-a mai întâmplat. Ultimul președinte ucis, președinte în funcție, la asta mă refer, a fost JFK. John Fitzgerald Kennedy, din 1963, 23 noiembrie 1963, la Dallas, când a fost împușcat de Lee Harvey Oswald, da, care a tras cu o pușcă, fără lunetă, din câte mi-aduc aminte, de la 200 de metri distanță și din 3 focuri a nimerit 2. Talent. Da. 4 președinți asasinați în America și alți 16 președinți au avut tentative de asasinat împotriva lor. Puține țări, lumea civilizată, au o astfel de situație. Deși, uite, și noi, românii, avem 3 prim-miniștri uciși atunci când erau în funcție. E adevărat că 2 dintre ei au fost împușcați la interval de câțiva ani, în vremea legionarilor. Da. Ighe Duca și Armand Călinescu. Și a mai fost Barbu Catargiu pe vremea lui Cuza. Ca o paranteză, la Barbu Catargiu, împușcat în 1862, era într-un mare conflict cu Cuza. Și în mod curios, deși asasinul a fost identificat atunci, Catargiu a fost împușcat și a murit pe loc, că l-a împușcat în cap, dar la distanță mică, era în trăsură deschisă. Asasinul, nu i s-a întâmplat nimic, ba chiar un pic mai târziu s-a îmbogățit foarte tare. Au fost diverse speculații în vremea respectivă că fusese ceva organizat chiar de către Cuza. Deci, revenind la americani, unele dintre aceste tentative de asasinat sunt foarte curioase. Unul dintre președinții împușcați literalmente a supraviețuit, Theodore Roosevelt, dar nu a putut să-i scoată glonțul din corp și a trăit cu glonțul ăla tot restul vieții. Pe Lincoln, care a fost primul președinte asasinat, a fost împușcat la teatru. Primul președinte american asasinat. El prea multă cultură nu e bună. A supraviețuit, da, se duce la teatru. A supraviețuit mai multor tentative. Într-una dintre ele, un lunetist sau cineva a tras un foc care i-a străpuns jobenul. Da, nu l-au prins, da, nu l-au prins niciodată pe acel wannabe asasin. Unele tentative au fost mai degrabă ridicole. Adică sunt și ele trecute legalmente, legal vorbind, la tentative de asasinat. În 2017, de exemplu, împotriva lui Trump, un american a încercat să-l asasineze în felul următor. A furat un motostivuitor și cu el a încercat să atace sau plănuia să atace coloana oficială prezidențială și să prindă limuzina prezidențială și să o răstoarne. A văzut ATV-ul. Echipa acolo erau de asta. Da. Mi se pare o tentativă românească asta. No, no, no. L-au prins, l-au judecat, l-au trimis la o facilitate de asta de Nino. În 1835, un atentator a încercat să-l împuște pe Andrew Jackson, președintele american în funcție, avea 2 pistoale asupra lui. Și a tras împotriva lui Andrew Jackson cu 2 pistoale, niciunul n-a funcționat. Andrew Jackson s-a enervat atât de tare. Erau carpați. I-a dat 2 palme. Nu, pe vremea aia se umbla cu baston și l-a luat la bătaie pe ăsta cu bastonul. L-a bătut atât de rău cât l-a băgat în spital pe asasin. Pentru că, na, ce fac, mă, trage mine în zbang. Și l-a luat la bătaie cu... Da. Însă este uluitor cum Donald Trump a scăpat la milimetru, adică literalmente la milimetru. Glonțul i-a străpuns urechea, l-a lovit la ureche 2 centimetri mai într-o parte
Deci uneori istoria are astfel de situații care sunt absolutamente uluitoare. Unul dintre cele mai ciudate asasinate care s-au întâmplat, totuși, în cele din urmă, a fost, acum fac o altă paranteză, a fost asasinarea arhiducelui Austro-Ungariei, Franz Ferdinand, în iunie 2014, la Sarajevo. Se împlinesc 110 ani. 1914. 1900, cât ani? Ai zis 2014. Nu, 1914, voiam să spun că s-au împlinit recent 110 ani. El a fost un eveniment care a schimbat istoria lumii. Pentru că a determinat direct începerea primului război mondial, în care au murit zeci de milioane de oameni. Și ăla este, acolo a fost o întâmplare atât de ciudată, pentru că Franz Ferdinand și soția lui, care și ea a murit împușcată, au venit în vizită în Sarajevo, erau multe avertismente că urmează să se întâmple ceva, și asasinii, cei care, gruparea respectivă sârbă, care au organizat atentatul, a plasat 6 asasini pe traseul coloanei oficiale. Și primii doi nu au reușit să facă nimic, n-au reușit să tragă, fie s-au speriat, fie n-au avut timp, fie a mers prea repede mașina. Al treilea a aruncat o grenadă, dar pe vremea erau, a aruncat o grenadă, grenada a lovit, mașina era deschisă, a lovit capota care era lăsată pe spate și a ricoșat sub mașina din spate și a explodat abia acolo. Și, coloana a plecat în mare viteză. Următorii asasini de pe traseu nu au putut să facă nimic. Deci arhiducele și soția au scăpat cu viață din acest atentat. Au murit cei care erau în mașina din spate. Și s-au dus la sediul local, la prefectura locală, din câte mi-aduc aminte, a avut loc acolo o discuție și până la urmă au hotărât să plece. Și ca să nu meargă pe același traseu, au hotărât, bun, o luăm pe Alt Bulevard. Dar au uitat să transmită șoferilor. Deci organizatorii, cei care au spus să plecăm pe altă stradă, au uitat să transmită șoferilor, așa că șoferii au luat-o înapoi pe strada pe care veniseră, unde rămăsese Gavrilo Princip, unul dintre asasinii, din cei 6 asasini, mai stătea și el pe acolo, se gândea ce să facă. Când deodată a apărut coloana și șeful coloanei și-a dat seama că au greșit traseul și i-a strigat șoferului din mașina arhiducelui să oprească și să o ia prin partea cealaltă. Ăla a oprit exact în fața lui Gavrilo Princip și când a încercat să bage marș arier, a înnecat motorul și mașina s-a oprit. Și atunci Gavrilo Princip a scos pistolul și l-a împușcat, a împușcat pe arhiduce. Fabulos. Da, este fabulos. Deci istoria are uneori un soi de ironii întunecate, ironii negre, care te face să te întrebi dacă există destin pentru ce a fost salvat Donald Trump. Adică a mișcat capul cu o milisecundă înainte să fie lovit de glonț și în felul ăsta a scăpat cu viață, pentru că glonțul respectiv cu siguranță l-ar fi ucis. Un glonț tras dintr-o armă AR-15 este o armă, nu e o pușcă de lunetiști, este o armă, o pușcă de asalt. Nici măcar, adică trăgătorul nici măcar nu avea lunetă montată pe arma respectivă, a tras, din câte înțeleg, de la o distanță de vreo 100-200 de metri, a tras prin cătare. Un băiat de 20 de ani, care a ajuns acolo, mai avem timp, Zav, că poți să povestești despre asta? Da, deci te rog să povestești cum l-au reperat oamenii și... Da, a ajuns, el a fost reperat, deci era pe... Pe un acoperiș. Da, pe un acoperiș. Da, erau practic, acolo, discursul a fost ținut... La o fermă, i-au montat lui Trump o scenă, erau niște depozite într-o parte și încă un depozit în partea cealaltă. Pe depozitele care cred că erau în stânga scenei se aflau și lunetiștii serviciului secret, asasinul s-a urcat pe celălalt depozit și era foarte vizibil, adică sunt filmări care circulă pe net cu oamenii de la meeting care îl văd, strigă că este un om care se târăște cu o armă pe acoperiș și aparent au încercat să și sune la poliție, o să apară cu siguranță înregistrările. Cum a urcat băiatul ăsta pe acoperiș? S-a mișcat destul de greu, mie mi-e pare ciudat, la 20 de ani era mai sprintă. Cred că încerca să se ascundă. Așa cred că încerca el, habar n-am, fără să-și dea seama că era văzut. Dar cum a urcat? A venit pur și simplu cu o scară, îmbrăcat așa niște haine mari. Da, tradițional. Da, băi, dacă ești cu scara și pari preocupat, nimeni nu zice nimic. Da, da, da. După atentatele din 2001, lucram la antenă și atunci redacția de știri a verificat paza pe aeroportul Otopeni. Și l-am trimis pe Adelin și încă un producător, Laurențiu, i-au îmbrăcat în niște costume de-astea de muncitori, cu o scară și au intrat pe pistă.
I-a întrebat la un moment dat un jandarm care a intrat și a zis că trebuie să schimbe niște becuri. Și asta a fost, înțelegi, de ce au intrat pe pistă cu scara fără niciun fel de probleme. Bun, revenind la băiatul ăsta, republican, înscris republican, că în state dacă te duci să votezi trebuie să te înregistrezi și când te înregistrezi pentru vote și întreabă dacă vrei să votezi și pentru alegerile interne ale unui partid și îți dau câteva opțiuni și poți să bifezi. Și dacă bifezi republican, poți să participi la convenție sau să votezi la alegerile interne din partidul respectiv. Dar băiatul ăsta a donat bani și la democrați. Deci cam fără căpătâi. Pușca de asalt fusese luată de la tatăl lui. Nu că el n-ar fi putut să-și cumpere. În Statele Unite, drept, știm că... Poți să ai în unele state, e drept de portarmă. În toate statele. În toate statele, eu știu în că... În toate statele poți să te ții o armă. Doar în unele state nu poți să porți arma pe stradă. Ah, ok, 40, sunt reguli diferite. 40% dintre americani, dintre bărbații americani dețin arme acasă, 25% dintre femei dețin arme acasă. Ai dreptul să-ți cumperi în imensa majoritate a statelor americane, sunt foarte puține excepții, în imensa majoritate a statelor americane poți să-ți cumperi armă lungă, deci pușcă, începând cu 18 ani. N-ai voie să-ți cumperi băutură înainte de 21 de ani. Dar pușcă ai voie și armă shotgun, deci handgun, pistol, revolver, poți să-ți cumperi de la 21 de ani. Sunt doar câteva condiții, adică să nu fii condamnat definitiv, să... Să n-ai notat că la purtare. Da, lucruri de genul, lucruri de genul și asta. Și în unele state știu că poți să ții și lansator de rachete și mitralieră de asalt, tot felul. Nu există... Sunt foarte puține restricții. Vă povestesc că la un moment dat în Statele Unite am avut o întâlnire, am fost într-o vizită la sediu NRA, National Rifle Association, este una dintre cele mai puternice și bogate asociații din Statele Unite, cei care apără dreptul americanilor de a deține arme. Și acolo, mă rog, ni s-a făcut o mică prezentare și a venit o fată, o purtătoare de cuvânt, care cred că avea vreo 25 de ani. Asta se întâmpla în Washington, în Washington DC, în capitala Americii. Și acolo legea nu permite să porți armă pe stradă. Adică nu ai voie să ai concealed weapon, armă ascunsă, asupra ta pe stradă, decât dacă e în interes de serviciu. Dacă ești soldat sau în trupele speciale, mă rog, serviciile secrete. Și fata era foarte nemulțumită că nu are dreptul să poarte armă în timp ce se duce la jogging. Pentru că se simte nesigură când aleargă pe străzi, că poate să o atace cineva. Și ar fi mult mai sigură dacă ar putea să-și ia pistolul ei, avea nu știu ce tip de pistol, Glock, habar n-am, Colt, ceva de genul ăsta. Eram uluiți. Și am întrebat-o direct, bun, zic, da, în Statele Unite poți să deții orice fel de armă? Și a răspuns da. Și zic, poți să-ți cumperi un obuzier? Da, zice, dacă ai de unde să-l cumperi și da, poți să-ți iei un obuzier. Zic, și cum te-ai simțit tu ca vecinul tău să știi că are un obuzier și este un tip nervos? Și a ridicat din numeri, zice, asta e dreptul lui să dețină obuzier. Deci situația este, din acest punct de vedere, destul de stranie. Și, da, uite, să închei cu asta, apropo de acest al doilea amendament... Hai că mai avem un pic și se termine emisiunea. deci americanii au înscris în Constituție dreptul de a deține arme în baza faimosului al doilea amendament, care a fost votat la vreo 15-20 de ani. A fost o serie de amendamente votate la vreo 10-15 ani după ce și-au câștigat independența și au dat seama că trebuie să mai facă ceva în Constituția respectivă. Acest al doilea amendament vorbește despre dreptul poporului de a se organiza în miliții bine organizate, care în felul ăsta se pot opune abuzurilor statului, abuzurilor guvernelor. Și asta înseamnă că nimeni, nicio lege, nu poate împiedica cetățenii să dețină arme. Foarte interesant este că acest al doilea amendament este inspirat, care a fost votat în 1791, este inspirat dintr-un document venit din Imperiul Britanic, de fapt din Anglia, secolului 17. În secolul 17 în Anglia a fost un război civil în care regele Charles al II-lea a încercat să ia armele protestanților. Și atunci, după ce războiul civil a fost pierdut de Charles al II-lea și, mă rog, s-au schimbat niște legi, au hotărât să adopte această declarație a drepturilor supușilor, care le dădea și dreptul să dețină arme ca să se opună abuzurilor regelui, în cazul în care regele voia să-i abuzeze.
Și uite cum o prevedere din Anglia a fost preluată în Constituția americană în 1791, dându-le americanilor dreptul să dețină arme într-o vreme în care armele erau muschete și flinte. Adică un trăgător de foarte bună calitate, la vremea respectivă, putea să tragă maximum 3 focuri pe minut cu o muschetă. Și acum a ajuns să fie invocat acest drept ca să-și cumpere copii de 18 ani, puști de asalt, semi-automate de tip AR-15. Revenind la Trump, glonțul i-a trecut literalmente pe la ureche, acum l-au transformat în martir. Deci, în mod evident, asta va avea, sunt convins că va avea o influență hotărătoare în alegeri. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.